Ora 11, bună dimineața, se adâncește misterul în cazul copilului de la Giurgiu, suspectat că ar avea puteri paranormale. Doctorii nu i-au găsit nicio boală psihică, așa că băiatul a fost externat și lăsat să plece. Calvarul pe care îl îndură însă pare de nesfârșit. Disperați, părinții umblă cu el din biserică în biserică în speranța că vor reuși să găsească totuși ajutor la divinitate. Chiar băiatul cere în continuu să fie uns cu mir și lăsat în grijă a preoților. A petrecut deja noaptea trecută în biserica din Frumușani, iar astăzi va merge cu familia la mănăstirea Cervenii. După rugăciuni neîncetate, a oferit un răspuns cutremurător părinților. M-am eliberat, însă o voce îi spune că lucrurile nu vor rămâne așa. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Vă prezint invitații cu care comentăm acest subiect și pe măsură ce vom avea și materialul îl vom difuza. Sunt alături de noi psihologul Mihaela Săhlean. Bine ați venit, doamna Săhlean. Și de asemenea profesorul Anton Hader. Să vă mână, bună dimineața tuturor. Doamna Săhlean, mai degrabă intră în sfera dumneavoastră de competență o discuție de genul acesta referitoare la drama unei familii din Argeș care susține că ar avea un copil cu puteri paranormale sau un copil la care singura soluție, neavând un diagnostic concret de la medici, este să meargă cu el la biserică. Dumneavoastră, ce părere aveți despre astfel de cazuri, nefiind unul nici singular, nici în premieră? Pe de altă parte, nu este niciun caz foarte comun. Subiectul în sine, din punctul meu de vedere, ar trebui tratat cu mai multă delicatețe, pentru că vorbim de un copil și, gândiți-vă, este un copil care poate fi și speriat de o armată de adulți care au tot felul de idei în ceea ce privește și... Da. Maniera în care ei... O secundă vă întrerup. Între timp a fost gata și materialul. Să vedem... Beta și revenim la discuție. Mi-e milă de copil. De zile în șir, un fenomen ciudat teroriza o familie din județul Giurgiu. S-ar prăvăli pietre peste gospodăria lor, iar în casă obiectele ar fi trântite de forțe nevăzute. Și mai cumplit este că în toată povestea victimă e un copil de 11 ani. Când îl prindea de mână, cineva mi-a văzut ce îl strângea. Ne bombardează cu pietre, astea toate erau pe casă. Și le-am târât jos că a zis că ne cade în cap. Vedeți la înălțimea la pomie. La înălțimea aia se sălta în sus și de acolo venea cu proiecții, direct pe casă. Îngrozit de spaimă și cu mâinile încleștate, așa l-au găsit cei de la protecția copilului pe băiețel. Puternic afectat de tot ce s-a întâmplat, băiatul a fost luat de autorități și internat la spitalul Obregia din capitală. Însă familia a fost convinsă de la început că băiatul nu suferă de nicio boală și că forțe necurate îl chinuiesc. Rudele susțin că ar fi întrezărit fantoma noaptea intrând sub patul băiețelului și au filmat câteva secvențe cu telefonul mobil. Până la spital, rudele l-au uns pe copil neîncetat cu mir. Băiatul a fost internat la spitalul Obregia și inițial se anunțase că va sta aici pentru analize până luni. Numai că după 4 ore de la internare și după primele rezultate ale testelor, părinții l-au externat și au plecat cu el într-un pelerinaj pe la mai multe mănăstiri. Nu are nicio afecțiune, nu are nimic. Asta este de la sistemul ăsta, adică paranormal. Este în stare normală, se simte bine. Ciudat este că din clipa în care ar fi părăsit casa din Naipu, niciun fenomen straniu nu ar mai fi avut loc. S-a mai întâmplat ceva de când a plecat el? Nu. N-a mai dat cu pietre, n-a mai căzut nici obiecte. Micuțul se va întoarce însă luni la spitalul Obregia pentru că medicii vor trebui să-i pună un diagnostic final cu care părinții să se prezinte la Direcția de Asistență Socială pentru a putea finaliza ancheta. Da, am văzut și materialul. Doamna Săhlean, revin la dumneavoastră. Da. I-am văzut pe membrii familiei copilului bănuit fie de boli psihice, fie de puteri paranormale. Aș fi vrut să vă întreb, în lipsa unui diagnostic din partea medicilor, căci înțelegem că a fost externat de la Obregia, pe ce fond să fi dezvoltat familia
toată această nebunie? Necunoașterea sperie foarte mult în general. Spuneam că este un subiect care trebuie abordat cu mai multă delicatețe. Vorbim de un copil de 11 ani. Este vorba de un copil pe care o armată de adulți îngroziți în jurul lui îl pot speria și foarte tare. Și pot accentua sau induce aceste stări? Pot să-i determine niște stări care să nu fie deloc pozitive. Există țări care au dezvoltat aceste școli. Mă refer la tot ce înseamnă extrasenzorial foarte mult. Școala rusească fiind foarte cunoscută în acest sens. La fel, Anglia, Statele Unite au avut chiar, cred că vă amintiți, cu mulți ani în urmă, pe unul dintre, chiar pe Discovery, erau date seriale rând la rând despre aceste lucruri și studii făcute în acest sens. Căror concluzie a fost care? Că într-o astfel de situație, ce se poate ascunde în spatele unor manifestări anormale? Sunt persoane care, mă refer la cele abilitate din cadrul acestor școli și nu la persoane de pe margine care și-au dat tot felul de opinii, mai mult sau mai puțin, au avut tot felul de opinii, mai mult sau mai puțin, îndreptățite. Că există asemenea fenomene și ele trebuie abordate științific într-un anumit fel. Acum, acest copil săracul a fost suspectat, dus la neuropsihiatrie infantilă, părinții îngroziți, comunitatea îngrozită. Până la urmă, o cercetare sau se va supune unor cercetări științifice, va fi supus unei cercetări științifice de cu totul și cu totul alt gen. V-am zis, sunt școli abilitate care studiază acest fenomen. Dar nu la noi în țară. Nu la noi în țară și la noi sunt câteva persoane care de cele mai multe ori evită să se exprime în sensul acesta, tocmai pentru ca la rândul lor să nu fie etichetate. Dar în mod normal, cum sunt tratate astfel de manifestări la noi, cât, în lipsa unei școli cu expertiză pe domeniu? Cu cât necunoașterea este mai mare, frica este mai mare și într-o comunitate mică, așa cum este cea de comunitatea din care acest copil provine, teama celor de acolo este extrem de mare, pentru că nu își pot explica anumite lucruri și încearcă cu mecanismele pe care le au, cu informațiile pe care le au și dau tot felul, apar și foarte multe, cum să vă spun, exagerări. Cu siguranță există un ceva ce trebuie cercetat și riscul de a te exprima sau de știți sau mobilizați cei de la protecția copilului să-l protejeze împotriva a ce sau împotriva cui. Da, o întrebare foarte bună. Domnule Hadar, cum percepem o astfel de manifestare care, iată, spune doamna Săhlean, în alte țări este tratată la nivel de știință și cercetare? Cum percepem? Sunt aparate speciale. Un astfel de, eu știu, incident, un astfel de fenomen într-o comunitate mică, cu oameni simpli, care au cerut ajutor acolo unde au știut că pot găsi, la doctor sau la biserică. Andreea este perceput, precum vedem, cu teamă, da, cu fel și fel de lucruri incredibile pentru noi, cei care asistăm de la distanță la ceea ce se crede că se întâmplă acolo. Poate că sunt lucruri, eu știu, puțin adevărate, mai mult adevărate, să zboare pietre, mă îndoiesc, așa să se ridice la înălțimea copacilor, ce puteri paranormale să aibă. Mi-a plăcut de doamna Săhlean, probabil și fiind cu mine în emisiune și știind că între noi de există o relație prietenească, a apărut problema la educație, că cercetare științifică. Adică să vină la noi la educație. Nu prea avem specialiști, doamna Săhlean, în cercetarea asta, dar nu prea avem noi. Sunt dar sunt câțiva interesați colegii ai mei. Școala rusească, de exemplu, a avut și are studii foarte serioase în acest domeniu și nu sunt studii de un an, doi, ci de zeci de ani. Dar ce cercetează? Capacitățile paranormale de care pot să spune la senzoriale. Îl cercetează pe tânăr, care probabil posedă niște lucruri mai ciudate. Are anumite câmpuri, cum spunea, până să sosesc eu aici, domnul Ilie Marinescu, vorbea de niște câmpuri magnetice, e posibil orice. Sunt lucruri care la prima vedere ne depășesc, dar dacă ai niște specialiști, că ar fi și... pot să spună, domne, intră într-o arie X sau Y. Spuneți că ar fi și specialiști la de la noi din țară. Da, sunt interesați. Sunt interesați colegi de mine, dar nu prea găsim așa doritor să se implice. N-au nici aparatura despre care vorbea doamna Săhlean. Nu poți aici să te duci așa să studiezi cum l-au studiat colegii mei, medicii,
în 4 ore și să-i spui că e bine. Eu chiar, înainte să plec, le-am spus la altă emisiune, nu mai știu, Dumnezeu, zic, s-ar putea că atunci când se duc părinții cu copilul la ei, copilul să nu arate nimic deosebit. Lucru care este confirmat de medici. Practic, medicii au spus, domnule, n-are nimic deosebit, nu are nicio problemă. Medicii l-au problemă. Cercetat să nu fie. Da, deci, e o cercetare sumară, totuși, doamna. Din punct de vedere psihiatric, 3, eu cred că totuși a fost... Exact, dar cu siguranță i-au aplicat niște teste, niște interviuri mai amănunțite, cât să își dea seama că nu există niște fenomene patologice. Adică, ce vreau să spun cu acest lucru? Cât să aibă certitudinea, convingerea că nu există vreo formă de halucinație sau ceva de genul acesta. Da. Din punctul acesta de vedere, copilul a fost dus la neuropsihiatrie infantilă. Dar revin la ceea ce copilul poate să simtă cu o armată de adulți îngroziți în jurul lui și peste care, aș spune, inclusiv interesul media în sensul acesta. Vă dați seama că ai 11 ani. Trebuie totuși tratat și vorbit cu el la nivelul lui cognitiv. Pentru că poate să ajungă la concluzia că este un caz și la nivelul unei comunități mici va fi teribil etichetat. Și acesta e un păcat pentru copii. Vreau să mă adaug ceva, Andreea. Să știți că în lumea noastră universitară, pentru că zicea doamna Săhlean că la 11 ani se mai întâmplă. Nu, se întâmplă și în lumea universitară. Am avut studenți, doctoranți, chiar eu am avut un băiat excepțional, care, atunci când intra într-o perioadă de stres, îl prindea depresia și s-a terminat cu el. Trăia ca în filmul ăla pe care l-ați văzut cu toții, A Beautiful Mind. Vedea lumi paralele, e cu totul altceva. Acolo este altceva. Nu vedea ceea ce vede băiatul ăsta. Dar mă îndoiesc că... Aici mai spun și ei, bătrâni, da. Dom'le, trosnesc mobilele sau nu știu ce se întâmplă, cad pietre. Bine, acolo cred că contează foarte mult și latura aceasta mistică de care întotdeauna a fost atras poporul român. Noi românii, adică da. La noi se mai vorbește am și de vrăji mare, și de blesteme. Și exact, în farmece, în blesteme, cum spui tu. Și pe un teren favorabil, în fantome, exact, pe un teren favorabil, poate că e nevoie de o scânteie. Și fără o pregătire, ceva e, are un câmp energetic deosebit, dacă tot spun, acum începem și noi să credem, știi cum e, când îl vezi pe unul pe altul că spune, trebuie să aderi și tu la ideea lui, dar nu trebuie nici exagerat. Telechinezie există, nu este o invenție. Deci sunt lucruri argumentate într-un fel, dar repet, toată această aplecare și tot acest interes asupra copilului trebuie totuși să nu excludă reacțiile și viața firească de care acest copil la 11 ani trebuie să se bucure. Ce o să facă un copil de 11 ani unde toată lumea îngrozită este cu atenția asupra lui? Nu o să se mai poată juca cu un alt copil de vârsta lui? Nu o să mai poată să meargă la școală în comunitate acolo? Adică trebuie să luăm și... Da. Păi toți președinții marei lumii, inclusiv mai degrabă cel al rușilor, își au lângă ei oameni cu puteri paranormale. Nu umbla domnul Băsescu cu Apolodor sau cum îl chema pe la noi. Îl scapă de numirea, nu îl chema altfel. Deci umbla cu el, cu cravata mov și așa mai departe. Săgeata albastră, sau cum placăra e săgeata, placăra violet. Da. Violetă. Deci există așa. Apoi există anomalii gravitaționale. Ați văzut cu toții mașini care sunt lăsate în pantă și urcă fără să fie împinse sau fără să aibă motorul pornit. Am văzut cu ochii mei și am fost și în Grecia și la noi la Bacău. Sunt anomalii gravitaționale. Altceva. Poți să știi ce e aici. Ar trebui într-adevăr să se facă și niște măsurători. Dar cine să le facă atâta vreme că noi nu avem priceperea și nici aparatura necesară în ceea ce privește ce are copilul. Da, doamna Săhlean, pentru binele copilului la care dumneavoastră ați făcut referire și sunt într-un totul de acord, credeți că dacă acest subiect nu este de competența medicilor care au externat copilul, ar fi mai degrabă înțelept să apeleze la un psiholog familia? Nu numai. La un psiholog, a apela la un psiholog, în primul rând, îi ajută să nu mai își vadă acest copil, mă refer la familia de apartenență sau la apropiați și la comunitate, ca o stranietate. Este, până la urmă, un copil care poate să aibă o viață normală copilăriei lui, vârstei lui, iar dacă aceste fenomene continuă, părerea mea este, opinia mea,
mea este că oameni care au pregătirea necesară în acest domeniu al extrasenzorialității sunt în cea mai mare măsură de a se exprima. Că trebuie să fie foarte atentă familia. Probabil n-are cunoștințele de bază cele mai puternice încât să se ghideze către calea cea mai bună, dar să-l duci de la psiholog la psihiatru, de la psihiatru la nu știu ce doctor, de la doctor la ghicitoare, de la ghicitoare să-l duci la preot, de la preot la nu știu ce dătător în bob, să zic și eu, sau e chiar că e traumatizant și trebuie să se potolească într-un fel. Dar cred că schimbarea domiciliului, ai văzut, dacă s-a dus pe acolo, și că nu mai e așa de speriat copilul și că e așa de ciudat. Trimiterea mea a fost să nu uităm vârsta cronologică a copilului și totuși este un copil care are dreptul și nevoie de copilărie mai mult decât orice etichetare. Iar fenomene care se întâmplă trebuie să înțelese între anumite limite. Da, spunea domnul profesor că într-un caz o soluție ar fi schimbarea domiciliului. Da. Dacă deja familia a intrat pe un anumit film, nu știu dacă doar schimbarea domiciliului i-ar convinge că din momentul respectiv în care schimbă casa, viața lor intră pe un făgaș normal și acolo scapă de probleme. Vor vedea pietre zburând tot timpul. În primul rând, cred că mai multă înțelegere și mai puțină concentrare așa din toate direcțiile, din partea tuturor, concentrare care i-ar putea modifica viața calitativ, vorbesc copilului. Repet, este un copil de 11 ani, are dreptul la tot ce înseamnă copilărie. Chiar dacă are această extrasenzorialitate sau vorbim în ceea ce îl privește de partea aceasta paranormală, nu înseamnă că nu este un copil. Și nu înseamnă că trebuie să fie etichetat și arătat cu degetul în comunitatea respectivă. Da.